Salutare, pariu, sunt Sabin și vă invit la o nouă ediție de Faci Pariu. Finalistele cupelor europene s-au decis în zilele anterioare, iar finalul de săptămână ne readuce în competițiile interne. Sunt runde finale și aici, etape decisive pentru multe formații, unele angrenate în bătălia pentru primele locuri ale clasamentului, altele luptând să scape de retrogradarea în eșaloanele inferioare. V-am pregătit pariurile de vineri și sâmbătă, am și un bilețel pregătit, iar acesta are cota 4.23, toate plasate la lac.com. Sponsorul emisiunii noastre, o casă de pariuri solidă, o casă de pariuri serioasă, cu ofertă consistentă și mai ales cu promoții foarte, foarte, foarte mișto. Pariorii găsesc aici 500 de lei free bet pentru prima depunere de 100 de lei sau mai mare, iar jucătorii de casino găsesc pe lac.com bonusul de bun venit pe bune, 3.000 de lei cash cu condiții de rulaj oriunde. Eu zic că e momentul să vă faceți un cont la lac, pentru că astfel de promoții nu sunt de ratat. Trecem la ponturi. Vineri avem meciurile decisive pentru evitarea retrogradării din Liga 1 în Liga 2. În ordine, FC Argeș, Chindia și UTA joacă acasă. În atenție, Chindia și UTA vor întâlni formații ce luptă pentru play-off-ul barajului de Conference League. Voluntari și Craiova lui Mititelu, cele două încearcă să câștige play-out-ul pentru a evolua acasă în acea semifinală de baraj, i-am putea spune. FC Argeș o întâlnește pe Petrolul, echipă care deja a intrat în vacanță și a atins obiectivele pentru stagiunea în curs. În Liga 1 se joacă Lyon versus Monaco, meci de la care așteptăm goluri în primul rând, iar în Spania avem Cadiz cu Vallecano, este un meci în care se tranșează unul dintre locurile care duc în Liga Secundă din Spania. Pentru această partidă v-am pregătit două pronosticuri. Începe și o nouă rundă în Bundesliga, se joacă Freiburg versus Wolfsburg. Dacă Freiburg nu obține un rezultat pozitiv, mai bine zis o victorie în această partidă, poate ieși chiar matematic din lupta pentru ocuparea unui loc de Liga Campionilor. Locurile 3-4 mai sunt acolo la dispoziție. Sâmbătă avem din nou meci în Liga 1, Sepsi CFR Cluj. Sepsi nu prea mai este cu gândul la campionat, ea se gândește acum la cupă. Ce se întâmplă în play-off lasă pentru sezonul viitor, dacă se va califica din nou în play-off, pe când CFR Cluj trage tare să termine pe locul 3 și să prindă încă un sezon de cupe europene. Craiova este în spate, îi suflă în ceafă. AC Milan arată calificarea în finala Ligii Campionilor, dar nu are timp să-și lingă rănile. Joacă acasă cu Sampdoria și trebuie să bată neapărat pentru a rămâne în cursa pentru o clasare pe loc de Liga Campionilor. Ok, există și soluția pentru AC Milan ca Juventus să fie din nou depunctată, dar diavolul nu trebuie să stea la mâna unei astfel de decizii. Liverpool versus Aston Villa, încă o partidă cu miză de această dată în Premier League. Forcing-ul lui Liverpool i-a adus pe Cormorani în zona locurilor 3-4, în spatele formațiilor Newcastle și Manchester United, dar orice pas greșit acum o poate costa. În aceeași măsură și Aston Villa trage tare, pentru că poate prinde după sezoane bune, după ani buni, un loc de cupă europeană. Și apropo de Manchester United, că vă spuneam, este peste Liverpool în campionat și în această etapă ar trebui să aibă o deplasare relativ simplă, joacă la Bournemouth, echipă care deja a scăpat de retrogradare. În Bundesliga, meciul etapei le opune pe Bayern München și Leipzig, partidă destul de dificilă pentru bavarezi, trebuie să ne luăm măsuri de precauție, mai ales că și Leipzig, după cum v-am spus, trage pentru un loc de Liga Campionilor. Ar mai fi de precizat un aspect, în ultimele 8 partide directe, de 4 ori Leipzig a reușit să smulgă puncte adversarii din această rundă. Am pus accentul pe câteva dintre partidele care mi s-au părut mai importante. Toate punturile, în schimb, le găsiți în finalul emisiunii. Acolo sunt toate pronosticurile de vineri și sâmbătă, meciuri bine analizate de mine și de colegii din redacția Pariurului 2.0. Acum am ajuns la această parte a emisiunii în care vă prezint biletul și avem o combinație în cota 4.23, cum v-am spus, Schalke cu Frankfurt, ambele marchează sau peste 2.5 goluri. Frankfurt a prins curaj după victoria din etapa precedentă. Schalke luptă să se distanțeze de zona retrogradării, să scape de retrogradare în acest sezon. Sparta Praga cu Bohemians. Sparta Praga a învins-o pe Slavia runda trecută și dacă va reuși să se impună și în această etapă, face un pas foarte mare
mare, poate chiar cel decisiv către câștigarea titlului. Nantes versus Montpellier, dacă nici pe ăștia nu-i bate, Nantes are mari necazuri, probabil se duce în Liga a 2, eu voi lua 1-3 goluri marcate de Nantes și Bournemouth Manchester United, 2, v-am spus, Bournemouth deja a scăpat de retrogradare, nu mai are niciun fel de emoție. A fost episodul Faci Pariu de astăzi, vă invit să dați un like, un share, un subscribe, ce doriți voi, un subscribe în primul rând pentru că pe canalul nostru de YouTube se difuzează zilnic, avem zilnic cele mai bune ponturi și bilete, iar marți, joi și vineri avem emisiunea Pariuri Live 1x2, singura emisiune din România care dă și pronosticuri de calitate, dă și o mulțime de pariuri gratuite. De asemenea, nu uitați să jucați Super 12, etapa săptămânii se încheie mâine, participați gratuit și înscrieți-vă în cursa pentru marele premiu de 10.000 de lei cash. Astea sunt ponturile de astăzi. Alte ponturi vor veni duminică, dar până la emisiunea de duminică, spor la bani și baftă la pariuri!